Bun, deci înainte ca acest episod să înceapă, vreau să vă spun că voi fi prezent la SciKids, Festivalul Științei, pe 15 și 16 octombrie la Mall Promenada, alături de mulți youtuberi precum Orange Blue, Regen DMM, Denis Vural, Mariposa, Victor Muz, Cezar, Cristi și Profesorul Trăsnit. Festivalul Științei este cel mai mare festival din România, unde sunt prezentate diferite chestii de la tehnologie, la DIY, la robotică. Intrarea este liberă și mă puteți găsi pe mine și pe ceilalți youtuberi sâmbătă și duminică de la ora 12 până la ora 8 seara. Sunt youtuber și susțin știința. Salutare tuturor și bine v-am găsit la un episod de Lyric Prank. Episodul trecut a făcut peste 100.000 de vizualizări. Ultimul meu videoclip de GTA 5 a făcut 6.000 de vizualizări. Așa că e timpul să facem un nou videoclip de Lyric Prank. De data aceasta m-am gândit să fac o farsă bunului meu prieten, mă rog, îl știu de pe o lună, Bogdan, de la canalul Bogdan Hairstyle by IBM. Am folosit melodia Independent de la The Lyric, o melodie foarte, foarte faină din noul lui album, care e legată de droguri și muzică și zic că a ieșit destul de amuzant și acum vă las pe voi să urmăriți să vedeți ce a ieșit. Propriul meu boss de când mă joc cu rap. Brâncoveanu, fac ce mă taie cap. Hă? Salut. Ai greșit, cred. Fața zâmbăreață. Bani din muncă și combinații. Am băgat în muzică să scot și alții. Poker face. Bă, vezi că nu-i scrii cui trebuie. Bogdan sunt. Ți-am tras cu dinții, mi-a spart ficații. Nu ai combinații cu mine. E rău să bei la anii tăi, frate. Mi-am speriat părinții, certat cu frații. Zi-mă ce dracu ai că mă enervezi. Că pierdeam timpul cu traficanții, cu toți prăjiții și pastilații. Ce pastilații coaie? Ești nebun? Ia o felie de pâine cu gem. Pe bune, termină, dracu. Pe stradă cu o haită de raită, sacoșele pline, sacoșele pline. Ești puțin afară, că te răcorești. Plouă, îți prinde bine. Termină. Toate cu spray-uri și ochii pe gardă să văd dacă vine. Te credeam mai întreg la minte. Faci și graffiti acum. Ieși mă, rămâi la vlog și gaming. Și asta pe scări în parc să sparge rim. Doamne, coaie pe bune, vreau să mănânc, să fac un duș. Lasă-mă cu căcaturile astea, ori altul pe contul tău. Pe și zile în studio să iasă bine. Nane, tu ești mă, multe fețe zâmbărețe. Am făcut mii de beat-uri, sute de piese, să punem pe piață doar pale alese. E clar, continuă, că am dezactivat sunetul la chat, mă duc să fac duș. Ieși în ploaie mai bine. Haha, ți-am făcut o farsă cu versuri din melodii. Se numește țeapă, n-ai mai luat țeapă până acum. Se numește pula mea. Da, deși e plin netul de farse de genul, nu mi-am dat seama că abia am venit de la muncă și sunt obosit, pana mea. Față zâmbăreață, abia așteptam să ajung acasă să fac un duș, să mănânc ceva, că am stat numai în picioare. Ce să zic, pula mea, bravo. Bă, nu știu frate, mă bucur că totuși nu s-a prins de la început și a ieșit destul de bine farsa. Eu zic că a fost destul de amuzant și sper că v-a plăcut și vouă. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe acel buton de like. Să vedem câte like-uri putem strânge. Poate depășim 500 de like-uri. Nu știu că la episodul trecut de GTA 5 nu prea am făcut-o. Mă rog, hai să vedem câte like-uri putem strânge. Ar fi foarte frumos să strângem măcar 1000 de like-uri. Aș aprecia foarte, foarte mult. Deci, m-ar ajuta foarte mult să dați un share la acest videoclip. Da, cam asta a fost cu acest episod. Eu am fost Gami, nu uitați să treceți și pe la Bogdan, aveți link în descriere, iar noi ne vom vedea data viitoare. Pa!